Dacă la Minneapolis lumina ar fi venit prin fratele Smith sau prin sora White, poporul o primea cu bucurie, lucrarea se încheia și Hristos putea veni atunci. A greșit Dumnezeu în alegerea solilor? Aceasta este opinia celor mai mulți. De aceea sunt și tratați cu lipsa de respect cuvenită acești frați, John și Wegener. Nu, Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu știu precis de ce l-a ales pe fratele Jones și nu l-a ales pe fratele Smith, de exemplu. Noi toți ne-am fi așteptat și am vrea ca lucrurile să funcționeze așa. Dumnezeu să trimită razele prețioase de lumină pentru timpul prezent prin persoane cu autoritate. Adică prin oameni dovediți în timp că iubesc poporul ăsta, iubesc pe Dumnezeu, iubesc biserica, au dovedit-o și deci merită încrederea noastră. Dumnezeu nu funcționează așa. Și avem și motive pentru care credem că Dumnezeu l-a ales corect pe Jones și nu pe fratele Smith. Avem argumentele istoriei zdrobitoare că nu era opțiunea potrivită fratele Smith. La suprafață lucrurile așa apar. Cum? Excepționalul frate Smith să fie trecut cu vederea și să fie ales un pastor necunoscut de prin California? Nu e posibil așa ceva și Dumnezeu nu poate face o asemenea greșeală. Asta e raționamentul nostru. Și de asta ne-am potignit totdeauna. Și pe timpul lui Ilie, și pe timpul lui Ieremia, și pe timpul lui Isaia, și pe timpul profeților mici, și pe timpul Domnului Hristos. Cum să treacă Dumnezeu pe lângă marile personalități ale Sinedriului, marele Caiafa, onorabilul Iosif din Arimatea, grozavul Nicodem, da? Sau tânărul promițător Saul din Tars, și să aleagă pe un întâmplar din Nazaret. Așa a fost mereu. Dar astăzi vreau să discutăm puțin despre aceste două personaje, Jones și Uriah Smith. Și să ne aplecăm un pic asupra câtorva evenimente din viața lor, ca să înțelegem un pic de ce Dumnezeu procedează de această manieră și mai ales să avem o justificare inteligentă pentru declarația inspirată care vorbește despre această tragedie, că Dumnezeu nu este recunoscut în mesagerii săi și că El nu alege oameni după criteriile noastre. Și vreau să și citim paragraful respectiv, care este cunoscut din Mărturii pentru Predicator 410. Pastori, spune sora White, se adresează pastorilor, conducătorilor bisericii. Pastori, nu dezonorați pe Dumnezeul vostru și nu jigniți pe Duhul Său cel Sfânt, făcând remarci asupra metodelor și manierelor oamenilor pe care El îi alege. Ce făceau scumpii noștri frați din conducere, delegații de la Minneapolis și apoi după? Jigneau pe Duhul lui Dumnezeu și dezonorau pe Dumnezeul lor, făcând remarci asupra metodelor și manierelor fraților John și Wegener. Nu? Și eu le recomanda, nu faceți asta. Vă rog frumos, nu-L dezonorați pe Dumnezeu și nu jigniți pe Duhul Său cel Sfânt. Pentru că ei au știut precis ce alegere fac. Nu au greșit. Nu au încurcat borcanele, cum credeți voi. Nu au trecut pe lângă voi din alte considerente. Alea corecte au fost. Da? Domnul cunoaște caracterul. El vede temperamentul oamenilor pe care i-a ales. El știe că numai niște oameni zeloși, fermi, hotărâți și cu convingeri categorice vor vedea lucrarea aceasta în importanța ei vitală și vor pune în mărturia lor așa tărie și hotărâre încât vor dărâma barierele satanei. Aici avem de-a face cu această situație. Pe de o parte, Jones, un tânăr pastor, fără niciun fel de experiență trecută, nici nu s-a născut adventist, a venit și a devenit adventist din studiu personal. Și avem pe onorabil frate Smith, care era un monument de autoritate în acel moment.
fratele Smith avea toate aturile ca să aibă succes în ochii oamenilor, cu solia pe care o aduce. În primul rând, era un autor excepțional, un scriitor grozav. Avea o personalitate foarte plăcută. Era un om înțelegător, rațional, logic, trata lucrurile simplu, eficient și rapid, era pragmatic, era consacrat cauzei lui Dumnezeu, fusese de la început în această mișcare, nu era aici un nou venit. Și deasupra tuturor avea credibilitatea oferită de spiritul profeției, de Sora White. Sora White îl considera ca un tovarăș de drum cu care luptase umăr la umăr și dusese bătăliile trecutului până s-a alcătuit acest popor și s-a mărit, așa cum era în 1888. Îl sprijinea cu toată inima ei, nu avea rezerve, nu-l criticase, nu-l acuzase niciodată, nu scrisese urât despre el în review, nu avuseseră ciocniri și nemulțumiri unul cu altul. Biserica toată îl onora pe fratele Smith, era teologul numărul 1. Ce spunea și ce scria fratele Smith pentru poporul acesta era literă de lege. Iată, deci, un candidat la comunicarea unei solii foarte prețioase pe care poporul ar fi primit-o cu foarte mare bucurie, spunem noi astăzi. Ei bine, Dumnezeu a trecut pe lângă el, nu l-a ales. Jones, absolut necunoscut în popor, fusese de curând numit redactor sau co-redactor cu fratele Wegener la revista Semnele Timpului, la care până atunci fusese redactor tatăl fratelui Wegener și acum dânsul, din anumite motive, se retrăsese și fusese renumiți fratele Wegener fiul și fratele Jones. Motivele nu sunt importante. Clar că erau tinerii foarte hotărâți, zeloși, care scriseseră și alte articole în alte publicații, erau cunoscuți, erau apreciați de conducători și li s-a oferit ocazia să fie redactor. Dar Semnele Timpului, fiind o revistă pentru exterior de lucrare, nu era foarte citită în poporul nostru, nu era așa de importantă ca review. Și deci oamenii îi cunoșteau destul de puțin pe frații Jones și Wegener. Jones nu avea credibilitatea fratelui Smith. Nu era nicio poziție de mare răspundere la conferința generală. Și nu făcea nimic altceva important. Nu exista nicio legătură între el și Sora White, cunoscută de popor. Deci nu avea credibilitatea spiritului profetic. Așa cum avea fratele Smith. Nu avea daruri și harismă specială în comunicarea interpersonală. Era un tip destul de categoric, așa și abraziv. Spunea lucrurilor pe nume, fără foarte multă diplomație. Și asta era foarte greu acceptat în poporul din acea perioadă. Când ei erau destul de eleganți și respectoși unii cu alții, de multe ori această exprimare destul de aspră a lui Jones producea tensiuni serioase. Și acestea au fost și motivele și argumentele unora ca să respingă ce are el de spus și de adus. Și de aceea el a avertizat în acest paragraf: nu discutați manierele și metodele oamenilor pe care Dumnezeu îi alege, pentru că el știe de ce i-a ales. Și acum vreau să discutăm două momente din viața acestor doi mai mari bărbați ai istoriei noastre și să vedem care a fost reacția lor în situațiile ciudate și noi în care au fost puși. Asta ne va da o idee despre motivele pentru care Dumnezeu a ales într-un fel și în un altul. Hai să începem cu Jones. Mai târziu, după ce a trecut episodul 1888, a fost numit redactor împreună cu fratele Smith la Review. Deci ei lucrau împreună la redacția de la Review. Și se întâmplă asta la câțiva ani după Minneapolis. Sora White era în Australia. Și Jones apare într-un sabat, fiind acum redactor, era foarte cunoscut,
fiind sol la Minneapolis și susținut de Sora White permanent, că domnul a trimis o foarte prețioasă solie prin frații Wegener și Jones. Și multele ei declarații că frații fac o greșeală teribilă, refuzând solia pe care domnul dorea să o dea prin ei, au zis, bun, hai să-i dăm ocazia lui fratele Jones să vorbească. Acum când nu se mai putea nimic, când lumina se retrăsese, Wegener fusese trimis în Anglia, Sora White în Australia, și acum ei pozau în oameni iubitorii ai soliei și recunoscători că Jones este solul Domnului. Jones nu mai era solul Domnului în acel moment, dar ei nu știau. Și Jones este invitat să predice la biserica din Battle Creek. Acolo era o comunitate de 5-6 mii de membri. Deci uriașă. Practic, tot orașul Battle Creek era compus din adventiști. Foarte puțini oameni erau acolo care nu erau adventiști. Toți în frunte cu primarul erau adventiști. Deci aveau și comunități foarte mari în oraș. Ei toți păzind sabatul, era nevoie de săli mari pentru o așa mare masă de oameni să participe la serviciul divin. Și în fața unei acestei mari mulțimi, Jones ține o predică în care el declară că recunoaște vocea Duhului Sfânt, vocea profeției, în scrierile unei tinere care se prezenta ca fiind subiectul revărsării Duhului Sfânt și al darului profeției în poporul lui Dumnezeu. Tânăra se chema Anna Rice Phillips, ea a fost numită și s-a cunoscut sub numele de Anna Rice Phillips. Ea la un moment dat a început să aibă vedenii și viziuni și susținea că Duhul lui Dumnezeu îi vorbește și a scris conținutul acestor viziuni și le-a trimis fraților de la conferința generală, de acolo din Battle Creek, locuiau toți acolo. Și frații din conducere nu știau ce să creadă. Este darul prorociei? Nu este darul prorociei? Limbajul era asemănător cu al sorei White, izbitor. Și ideile de acolo nu era nimic șocant sau extravagant, sau ieșit din comun. Părea că este o repetare a darului prorociei manifestat prin sora White. Dar acum sora White fiind în Australia, ei au considerat că e posibil ca sora asta să primească darul prorociei. Dar aveau rezerve, nu s-au manifestat. N-au spus nici da, nici nu. Fratele Jones a ieșit public în mijlocul bisericii din Battle Creek și a început să povestească experiența lui cu scrierile acestea și a început să citeze din Ellen White și din Anna Phillips, în paralel. Cita un paragraf și apoi întreba sala: recunoașteți glasul? Spiritul profetic. Și ei spuneau, da, recunoaștem glasul. Apoi cita un paragraf din Anna Rice Phillips și întreba, recunoașteți vocea? Și unii din sală ziceau, da, o recunoaștem. Alții aveau rezerve. John spunea, eu recunosc vocea. Asta este vocea. Este vocea Duhului lui Dumnezeu, este vocea care a vorbit prin sora White. Și i-a încurajat puternic pe oameni să accepte scrierile acestei tinere ca fiind darul autentic al prorociei. Noi avem experiența asta relatată de un student la seminar, de acolo din Battle Creek, care a fost prezent în sală și ne povestea ce s-a întâmplat. Și el spunea că noi studenții, sau câțiva dintre studenți, eu și prietenii mei, pentru un oarecare motiv, nu recunoșteam vocea în scrierile acestei domnișoare. Dar fratele Jones zicea că el o recunoaște. S-a terminat serviciul divin, oamenii au ieșit din sală, s-au adunat în grupuri mici în curtea adunării, continuau să discute ce se întâmplă. Este adevărat, fratele Jones recunoaște pe Anna Phillips ca fiind profet în locul sorei White? Dar sorei White ce zice? A scris ceva despre asta? A vorbit? Știm ceva despre poziția ei? Este posibil să fie o înșelătorie? Că na, oamenii se așteptau la orice în perioada aia. Și na, nu știau ce să creadă, s-au despărțit, au plecat acasă vorbind despre subiectul ăsta. Foarte important. În săptămâna următoare, acest student intră la sediul, la redacția Review,
care era și oficiu poștal în sediul ei, și cere o carte poștală să o trimită cuiva. Și în timp ce el își completa cartea poștală ca să o predea ofițerului de acolo, de la birou, intră fratele Jones și întreabă pe persoana de servici de acolo, de la birou, am primit vreo scrisoare, ceva? E ceva pentru mine? Și persoana de acolo spune, da, aveți o scrisoare. Și i-o dă și Jones se așează pe bancă alături de unde era masa de lucru, unde oamenii scriau, completau scrisorile, cărțile poștale, ce aveau de trimis, ca să le dea la poștă. Și studentul acesta a observat pe scrisoare numele Sorei White ca expeditor. Și a devenit foarte interesat ce se întâmplă și a rămas acolo și îl urmărea pe Jones. Jones a deschis scrisoarea, a început să citească și a început să plângă, citind. În acest moment intră un alt funcționar de la Review, fratele Oscar Tite, în sală. Jones îl vede și spune, Oscar, vino aici. Îl cheamă fratele Oscar, se așează alături de bancă și spune, ia citește asta. Și îi dă fratelui Oscar să citească scrisoarea de la Sora White. Și după ce fratele Oscar Tite citește scrisoarea, Jones îl întreabă, cine crezi că i-a spus Sorei White acum o lună când a scris scrisoarea asta că eu o să predic la Tabernacle aici, la Dome Tabernacle, la adunarea noastră, despre Anna Phillips? Și Oscar Tite a spus, Alonzo, știi tu cine i-a spus? Da? Ce-i spusese Sora White în scrisoarea aia scrisă cu o lună înainte? Pentru că din Australia venea cu vaporul scrisoarea. Și până ajungea de la Sora White la vapor, până ajungea vaporul în America, până ajungea de la vaporul din America la destinatar, dura mult timp. Scrisă cu o lună înainte, conținutul era acesta. Frate Jones, cine ți-a dat ție instrucțiunile și cine ți-a dat curajul să ieși public și să afirm că această tânără primește viziuni exact ca Sora White și că este darul autentic al prorociei? Eu te avertizez să nu faci asemenea greșeli. Sora Anna Rice Phillips nu este rezultatul lucrării Duhului Sfânt. Bun, asta este realitatea. Ce putea să facă Jones? În primul rând, când a văzut că este o scrisoare personală, trebuia să intre în biroul lui, să o citească acolo, nu trebuia să se expună public. Și evita durerile de cap. Apoi, după ce, bun, a citit-o în public, n-a știut despre ce e vorba, s-a așezat pe bancă, a citit-o în public, acolo, de față cu alții. A început să plângă. Bun. De ce să-l cheme pe fratele Tai să-i dea să citească scrisoarea care era personală? Era o scrisoare pe numele lui Jones. Nu era o scrisoare pentru redacția de la Review. Da? El putea să o bage în buzunar frumos, să intre în birou, să-și vadă de viață. Nu, l-a chemat pe fratele Tai să o citească. Bun. După toate acestea, putea să intre în biroul lui, să mototolească scrisoarea, să o arunce la coș și să se facă că nu știe nimic. Și nimeni n-ar fi știut nimic despre asta. Că Sora White n-a mai scris și altora despre subiectul ăsta, așa cum obișnuia uneori. Ce face Jones? Sâmbăta următoare se suie la amvon, mărturisește toată istoria, recunoaște că a greșit și își cere iertare în fața fraților. Nu am înțeles corect acest lucru, Sora White m-a luminat, ea are dreptate și eu îmi corectez poziția. Asta face un om pe care Dumnezeu îl alege să lucreze. Da? Nu se ascunde, cu toate că avea tot dreptul să bage scrisoarea în sertar să nu știe nimeni de ea. Avea tot dreptul, era personal. Nu, el vine public și repară ce a stricat. Acolo unde a predicat despre lucrul ăsta, iese public și spune, fraților, îmi pare rău, mi-e rușine de mine, am făcut o prostie, vă rog să mă credeți, acum am dreptate. Nu este darul prorociei ceea ce a scris această tânără. Și, interesant, a ajutat și comunitatea locală, a ajutat-o și pe Anna Rice Phillips, pentru că ea a recunoscut că vocea Sorei White este vocea Domnului, a încetat cu scrisul și cu inspirația,
și a rămas liniștită la casa ei în condiții foarte bune și a rămas credincioasă cauzei lui Dumnezeu. Iată rezultatul acțiunii lui Jones. Așa procedează oamenii pe care Dumnezeu îi alege și îi așează în poziția de sol și mesager. Acum, să privim un eveniment în oglindă, întâmplat cu fratele Smith, cât timp Sora era de asemenea în Australia. În bătălia de la Minneapolis cu privire la ce lege este aceasta din Galateni care ne-a fost un îndrumător spre Hristos, Soroi nu s-a exprimat. Ea nu înțelegea bătălia și n-a primit nicio lumină din partea Domnului să spună bisericii despre ce lege este vorba aici. Și a lăsat bătălia deschisă la discreția fraților să studieze și să afle adevărul. Dar în Australia, Domnul i-a vorbit și a clarificat această situație pentru ea ca să devină public și biserica să afle care este poziția corectă împotriva cărora ei s-au ridicat la Minneapolis. Și într-o noapte, Sora are o viziune și dimineața imediat scrie conținutul și îl oferă secretarei să-l pună în plic și să-l trimită în America. Și în această scrisoare ea spune așa. Mai multe lucruri, dar eu redau esențialul care privea pe fratele Smith și care afecta poziția lui de la Minneapolis, evident, și a întregii biserici. Însă spune așa, legea ne-a fost un, cita pe Pavel din Galateni, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să putem fi socotiți neprihăniți prin credință. Și dânsa continuă așa, în această epistolă, Duhul lui Dumnezeu prin apostolul vorbește în special despre legea morală. Lucru care era anatema pentru biserică și conducere. Ei toți credeau că e legea ceremonială acolo. Și predicaseră, scriseseră cărți întregi și făcuseră din asta o doctrină. Și acum doctrina era atacată de doi tineri fără autoritate și fără nume. Și ei s-au ridicat cu toată puterea împotriva acestei idei că în Galateni este vorba despre legea, în special despre legea morală. John și Wagner spuseseră toată legea, adică și ceremonială și morală. Acum venea Ellen White și clarifica lucrurile sub lumina Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vorbește în această epistolă în special despre legea morală. Asta era o lovitură de trăsnet pentru fratele Smith. A primit scrisoarea, a citit lucrul ăsta și ce ne așteptam de la el, așa cum a făcut fratele Jones, era asta. Imediat să scrie un articol în review, să publice poziția spiritului profetic și apoi să spună, stimații mei frați, membri ai Bisericii Adventiste, colegii mei, regret amarnic că la Minneapolis m-am ridicat împotriva acestor frați și am susținut cu tărie că acolo nu este vorba de legea morală, ci de legea ceremonială. A venit lumină cu privire la acest subiect, eu o recunosc, mi-o însușesc și recunosc că am greșit, noi toți, și eu, și voi, și că Sora White are dreptate și că John și Wagner au avut dreptate la Minneapolis. Aceasta este poziția corectă și doresc să schimbăm această înțelegere. Acum, în ultimul ceas, când este deja prea târziu, Duhul Sfânt a fost batjocorit, noi ne-am ridicat împotriva lui și dacă era Hristos, îl răstigneam, cum ne-a spus profeția, dar acum recunoaștem că am greșit și vrem să corectăm această teologie pentru că ea are efect asupra generațiilor următoare. Noi vom educa tineri la seminar în ideea că legea din Galateni este legea ceremonială. Și aceasta este o greșeală. Noi trebuie să corectăm acest lucru. N-a făcut așa ceva. Fratele Smith a luat scrisoarea, a aruncat-o în fundul sertarului de la biroul lui și a zăcut acolo 57 de ani, fără să știe nimeni de ea. Era o scrisoare personală, da? La Jones. Putea să o bage în buzunar și să o ascundă, să nu știe nimeni de ea. Fratele Smith nu era în această situație, că scrisoarea a fost trimisă la redacție, redacția de la review. Și în titlu acolo, secretara Sora White spusese, știm că fratele Smith este plecat, dar îl rugăm pe fratele Tanny
secretarul lui, să citească această scrisoare și să-i ofere fratelui Smith când sosește la redacție. Și el era sub obligația să o publice. Da? Pentru că era o chestiune de interes major în biserică. Și fratele Smith n-a făcut așa ceva. A ascuns-o și n-a știut nimeni de ea. Ei bun, iată de ce, și astăzi doar puține, câteva idei, iată de ce fratele Smith nu a fost ales să poarte solia Domnului și a fost ales fratele Jones. Domnul nu greșește. Domnul nu face greșeli. Domnul onorează pe oamenii pe care poate conta și când constată că solii săi nu sunt vrednici de înalta chemare la care au fost chemați, cu părere de rău renunță la comunicarea și colaborarea cu ei. Dar cu Jones nu a fost așa. El a fost apreciat de Domnul, a fost chemat să poarte solia îngerului al treilea și dacă frații se uneau cu el la Minneapolis, ei toți continuau să primească lumină și rază după rază de lumină până când se clarificau lucrurile care rămăseseră neînțelese de la ziua cincizecimii, rectificau greșelile teologiei creștine moștenite din secolele de beznă papală și ofereau poporului lui Dumnezeu din acea perioadă platforma pe care să se poată forma mireasa lui Hristos. Dar ei s-au împotrivit cu disperare, au considerat că ceea ce știu este corect și nu trebuie schimbat, nu trebuie modificat, iar lumina s-a oprit și lucrurile foarte importante privitoare la cine a fost Domnul Hristos, la maniera în care se face ispășirea, ce se întâmplă în Marea Zi a Ispășirii, în Sfânta Sfintelor, toate acestea au rămas pentru generațiile următoare. Lumina s-a oprit. De aceea noi deplângem această atitudine de lipsă de respect față de Dumnezeu și o atitudine jignitoare față de Duhul lui Dumnezeu, discutând sau făcând remarci, nici măcar discutând, simple remarci asupra metodelor și manierelor oamenilor pe care Dumnezeu îi alege. El a ales oameni pe calea asta, de maniera asta neconvențională și biserica s-a răzvrătit împotriva lui. Și constatăm că așa a făcut și în trecut, nu numai la Minneapolis, în anii de dinainte și mai dureros constatăm că se întâmplă exact la fel și astăzi. Care crezi că sunt motivele pentru care intervenția lui Dumnezeu în 1888 nu a avut succes în trezirea bisericii? Agentul moral liber. Dreptul pe care Dumnezeu l-a oferit făpturilor din univers de a decide cu sufletul și cu inima lor. Asta este principalul motiv. Dar sigur că nu e vina lui Dumnezeu. Numai așa se putea crea viață. Dar acest factor a afectat rezultatul final al intervenției lui la Minneapolis. Faptul că frații din conducere aveau libertatea să spună da sau nu și ei au ales în cunoștință de cauză să spună nu. Și motivele sunt profunde și vechi. Ei greșiseră în multe privințe pe drumul acesta în care Dumnezeu i-a onorat cu lumină și adevăr și i-a susținut material și administrativ. Pentru că ei nu aveau ce căuta în fruntea unei biserici în forma aceasta, cu comitet, cu președinte, cu... În Hristos s-a terminat preoția. Ei nu mai trebuiau să devină pastor, să întărească pastor și așa mai departe. Și Dumnezeu a spus exact ca pe vremea lui Samuel. Ok, bine. Pe mine mă leapădă, voi continua să merg cu ei. Nu mă supăr, nu îi abandonez, nu aleg alt popor, nu te fac pe tine, Samuele, un neam nou cu care să colaborez eu. Tac din gură, îmi înăbuș supărarea și voi continua să merg alături de ei, să-i sprijin și să-i ajut. Cât voi mai putea pe această cale, pentru că s-a schimbat direcția. Ei nu mai merg în direcția pregătită de mine. Așa a fost și la Minneapolis. Și în toată această perioadă, în momentul când ei au hotărât să facă o biserică după chipul și asemănarea bisericilor surori, Duhul lui Dumnezeu a fost în situația aceea de la vremea lui Samuel. Nu te supăra, nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Și Sorait a trebuit să meargă pe acest drum și să încurajeze, să-i sprijine în demersul ăsta de a face o biserică. Dar rebeliunea era împotriva lui Dumnezeu.
Și acești factori care s-au acumulat au produs o această stare de incapacitate de a înțelege că Dumnezeu nu lucrează prin doctrine, dogme și sacramente, ci prin raze de lumină prin care luminează mintea oamenilor, nu la nivelul acesta global, colectiv, ci individual. Fiecare primește sau respinge lumina funcție de dorința inimii lui. Iar dorința inimii lor la Minneapolis a fost aceasta. Nu vrem să auzim nimic din tot ce au de spus acești doi tineri. Și Dumnezeu le-a respectat voința. Nu există altă explicație. Nu există un astfel de motiv. Solia nu era capabilă să îi trezească. Când spui soliei, ăsta e întuneric și nu e lumină, ce trezire aștepți? Nu se poate așa ceva. Lumina trebuie primită. Adică atitudinea inimilor trebuia să fie aceasta. Bun, ascultăm cu atenție ce au de spus acești frați, că ni se par lucruri noi care schimbă complet ce am crezut noi. Sora White, dumneavoastră ce părere aveți? Ne încurajați să ne aplecăm asupra acestor lucruri sau ne descurajați? Iar declarațiile lui Ellen White la Minneapolis erau: fraților, aici este mare lumină. Din ce predicau John și Wegener. Se pare că n-a auzit nimeni ce a spus ea. Nu, pentru că ei deja erau hotărâți că frații aceștia au venit să schimbe doctrina Bisericii Adventiste. Și aveau dreptate într-un fel. Doctrina aceea trebuia schimbată. Pentru că tot o declarație a Spiritului Profetic avem în direcția aceasta. Ea vorbea despre conducătorii de la Conferința Generală care s-au opus la Minneapolis și spunea că ei n-au dorit să se pocăiască și să recunoască că toate ideile lor erau greșite. Deci, toate? Da, absolut. Toate. Pentru că nu era aceasta temelia pe care urma să se formeze mireasa lui Hristos. Și ei atunci aveau doar estimări, posibilități. Noi astăzi avem dovezile. Au trecut 100 și ceva de ani și noi constatăm că biserica asta nu a devenit mireasa lui Hristos. Nici ea, nici alții din ea. Sau o parte din ea, ci se păstrează încăpățânarea aceea și fruntea aceea de aramă care nu-i permite lui Dumnezeu să facă demonstrația din Ezechiel 36. Deci este clar că acolo au fost probleme grave, serioase, care l-au împiedicat pe Dumnezeu să continue colaborarea cu ei. Da? Erau lucruri masive de înțeles care le-ar fi deschis mintea și posibilitatea să vadă Apocalipsa 19, care până atunci nu fusese tratat în acest popor. Și de aceea și atitudinea aceasta a venit să ne schimbați doctrinele și credința. Păi noi doctrina și credințele astea le-am obținut prin iluminare divină. Și aveau dreptate că fuseseră folosite corect versete din Scriptură pentru înțelegerea sabatului, ei renunțaseră la duminică în favoarea sabatului, înțeleseseră corect pe baza interpretării corecte a Scripturii că nu există iad și rai în care Dumnezeu trimite pe oameni separat la funcție de faptele lor. Multe lucruri noi și deosebite. Și nu se pot igniseră la ele. N-au spus, băi, stai puțin, ce facem noi? Stricăm credința creștină? Nu le-a fost frică că strică credința creștină. Nu, le-au acceptat cu bucurie și au zis, acestea sunt erori, noi nu le mai acceptăm. Iată adevărul. Și l-au primit cu bucurie. Ei bine, acum nu au avut aceeași atitudine pe care au avut-o cu ani în urmă. Ei nu mai credeau că există lumină pentru ei. De asta și puneau întrebări foarte tulburătoare, Sorei White. Credeți că mai există lumină pentru noi ca popor? Adică sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Ce spuneți voi că mai am nevoie? Asta era atitudinea acolo. Și din acest motiv noi și avem o descriere a soliei John Soigener ca fiind solia lui Dumnezeu către biserica Laodicea. Tu ești ticăros, nenorocit, sărac, corp și gol, n-ai nimic, n-ai aur, n-ai haină, n-ai doctorie și pretinzi că le ai. Asta este o stare de blocaj. Nu se mai poate face nimic cu voi sau pentru voi. Și ca să-i scoată din acest blocaj laodicean, a trimis Domnul solia asta prin ei. Vreau să vă ajut să înțelegeți că vă lipsesc aceste trei lucruri, că nu le-ați primit la botez,
nu le aveți, deși pretindeți că le aveți. Asta este oferta martorului credincios. Și ei s-au împotrivit cu îndărădnicie, ferm convinși dinainte de sesiune că există un complot al fraților din California care vor să schimbe credința bisericii. Iar sora White este vulnerabilă pentru că frații ăștia sunt prieteni cu Willie White, băiatul sorei White. Pentru că frații John Swigener și Willie White se întâlneau deseori și discutau despre credința lor. Și Willie era înclinat să creadă că frații John și Wagner au dreptate și că nu s-au înțeles lucrurile esențiale ale credinței celor trei îngeri pe care ei le predică și le propagă. Și chiar așa era, aceasta era adevărul. Nu fuseseră înțelese. De aceea spun că au fost prejudecăți la Minneapolis care au împiedicat intenția Domnului de a le oferi lumină. A fost bataie de joc și dispreț față de persoanele pe care Dumnezeu le-a ales. Și problema nu este că Dumnezeu s-a simțit ofensat. Adică, a, nu vă place de băieții mei? Lasă că vă arăt eu. Nu e așa. Dumnezeu nu funcționează așa. Odată ce nu vă place de băieții trimiși de mine, nici n-ascultați ce am de spus. Dacă n-ascultați ce am de spus, nu pot să vă ajut. Și dacă nu pot să vă ajut, care e locul meu aici între voi? De ce să mai stau? Mă simt dat afară. Mă simt alungat, mă simt gonit. Aceasta era situația. Nu era o supărare, o nemulțumire a lui Dumnezeu că este tratat necuvincios de copiii săi. Dumnezeu are o capacitate enormă de a rezista la prostia și mândria umană. Nu se jenează și nu se supără ușor. E dispus să ne ajute pentru că suntem copiii lui cu o boală mortală. Aceasta este realitatea pe care istoria a demonstrat-o fără umbră de îndoială. Ellen White a numit solia 1888 ca fiind neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Ce înseamnă aceasta? Despre ce lege vorbește ea aici? Despre scopul etern al lui Dumnezeu. Despre legea care a funcționat în cer înainte de revoluția lui Satana. Îngerii nici nu știau că există o lege, mi se spune, după ce a început revoluția. Pentru că nu era nevoie. Legea era în ei. Legea era sistemul de operare divin. Expresia lege este un termen pe care să-l fi putut înțelege și oamenii de acum 4.000 de ani, 5.000 de ani și îl înțelegem și noi. Dar astăzi are conotații mult mai vaste. Noi înțelegem ce înseamnă un sistem de operare. Complexitatea rutinelor de acolo și a regulilor după care funcționează toate componentele unui calculator. Așa funcționează și organismul uman. Are o lege care spune ce trebuie să facă fiecare organ. Nu este organul factorul de decizie, nu hotărăște el ce trebuie să facă. Lui se solicită un ajutor și el răspunde la nevoile organismului care este condus de minte, de creier. Dumnezeu a așezat sistemul său de operare, legea sa, în mintea ființelor create. Aceasta era legea universului. Și legea universului acesta stipula un lucru. Că atâta timp cât ființa creată o acceptă, de la Serafimul Luminos până la om, o acceptă să locuiască acolo, are viața eternă. În neprihănire, cu bucurie, cu pace, fără dureri de cap, fără probleme. Ai și posibilitatea să o respingi, dar aceasta produce moarte instantanee. Deci în momentul când legea Duhului de viață este retrasă, sau ai gonit-o, că ea nu se retrage singură, ai hotărât că trebuie retrasă, în acel moment ai încetat ca ființă. S-au șters și fișierele de backup. Numele tău nu mai este reținut nicăieri ca să poți fi adus la viață din nou. Deci era o chestiune extrem de serioasă. În legătură cu această lege este neprihănirea lui Hristos. Adam și Eva au fost creați după această lege, cu Duhul lui Dumnezeu locuind în ei, cu legea cerului, sistemul de operare divin instalat în templul inimii. Câtă vreme au trăit în această armonie, uniți cu natura divină, totul a fost perfect în grădină. În momentul când s-au lăsat păcăliți de Satana să renunțe la acest sistem de operare instalat în templul inimii,
pe care Satana l-a acuzat ca fiind un sistem de robie, sclavie și control, imediat s-a terminat cu viața lor, au continuat să trăiască o perioadă de timp, dar despărțiți de Dumnezeu, morți în greșeli și păcate, cum spunem noi astăzi. Și rasa umană este în această situație. Aceasta este legea în legătură cu neprihănirea lui Hristos. De ce ele sunt în legătură? Pentru că neprihănirea lui Hristos, adică maniera asta perfectă de a asculta de lege în viața lui Hristos, provenea din prezența sistemului de operare instalat în templul inimii. Tatăl care locuiește în mine. Sigur că Domnul Hristos se referea la divinitate, dar divinitatea era reprezentată de Duhul Sfânt. Da? Duhul Domnului este peste mine, spunea prorocia. Și chiar asta s-a întâmplat. La botez, Duhul lui Dumnezeu s-a manifestat vizibil pentru un porumbel, pentru ochii celorlalți. Evident că pentru Hristos nu era nevoie. El era părtaș natură divină de la naștere. El știa, înțelegea și aprecia lucrurile acestea. Dar pentru cei prezenți a fost nevoie de această manifestare atunci, când el a fost invitat să intre în rolul acesta de cel uns, de Mesia, de Hristosul. Numele lui era Iosua. De aceea noi spunem Iosua, cel uns, Mesia. Da? Pentru că a fost uns de Dumnezeu cu această funcțiune de prototip al umanității. Al doilea Adam, începătorul unei noi familii umane, unei noi rase umane. Neprihănirea lui a provenit tocmai din această lege, da? A locuirii Duhului lui Dumnezeu în templul sufletului, care este scopul etern al lui Dumnezeu. Adică legea fundamentală a universului. Nu pot să ofer nemurirea mea decât unor ființe care acceptă să locuiesc în ele prin acest sistem de operare. Aceasta este legătura dintre neprihănirea lui Hristos și lege. Ce înseamnă pentru noi astăzi? Domnul vine și spune așa, ați observat ce am făcut cu Hristos? Am instalat în templul inimii lui legea mea, conform făgăduinței făcute prorocului Ieremia. Voi scrie legea mea în mintea și inima lor. La final, ce am promis prin Ieremia și am demonstrat prin Hristos, vreau să fac cu voi. Aveți vreo obiecțiune? Nu pun nicio povară pe umerii voștri. Nu vă cer nimic în plus. Aștept de la voi să apreciați această mare realizare a mea și să veniți la nuntă. Asta este tot ce vreau să fac. Poporul nostru este în fața acestei oferte și suntem aici de 2000 de ani. Pentru că fiecare generații Domnul a vrut să-i ofere această extraordinară posibilitate. Și totdeauna prorocii, profeții, preoții, pastorii lor le-au spus, nu e nevoie de așa ceva. Ați fost mântuiți prin sângele lui Hristos, vine și vă ia la cer. Deocamdată, na, via mormânt așa. O să muriți, dar sigur sunteți în cer. Și omul zice, bun, păi am prins două trenuri. În viața asta îmi fac de cap, mă simt bine, cât o ai trăit și eu, 70-80 de ani, dar după aia am asigurat viața veșnică. O afacere mai bună ca asta nici nu se poate. Da? Aici petreceți viața, trăiește-ți cum vrei, stați liniștiți ca să fiți mântuiți la cruce, prin sânge. Asta a fost totdeauna oferta celor care au înlocuit și au uzurpat tronul Duhului lui Dumnezeu. Nu trebuia să avem oameni conducători peste sufletele oamenilor. Da, poate era nevoie să avem administrator care se ocupă de clădirii, scaune și amvoane. Poate era nevoie, dar nu oameni care să alcătuiască o clasă superioară, clerul, oameni unși, diferit de fraților. Nu, noi nu avem decât un singur uns pe Hristos, el este singurul rabi, singurul învățător și el vrea să producă această ungere cu tot poporul său. Nu este una specială intermediară între timp. Acum vreau să fac cu voi această operațiune. Și în acest context al încercării lui Dumnezeu din timpul nostru, avem din nou de-a face cu această situație cumplită. Cine sunt oamenii care susțin așa ceva azi? Niște necunoscuți, niște nimeni, niște oameni care n-au autoritate, care n-au credibilitate, pe care nu putem conta? De ce face Dumnezeu așa? Și răspunsul este, de ce a făcut Dumnezeu așa în 1888? De ce a făcut așa acum 2000 de ani cu niște pescari pe care i-a chemat și i-a făcut stâlpii
bisericii lui, de ce avem această situație cu un copil ca Ieremia, de ce avem această situație cu un tip de la periferia țării cum este Ilie și așa mai departe. Și răspunsul este acesta. Pentru că Domnul cunoaște caracterul. El vede temperamentul oamenilor pe care îi alege. Și astăzi am face la fel de bine să nu îl dezonorăm pe Dumnezeu și să nu jignim Duhul Său cel Sfânt, făcând remarci asupra oamenilor și asupra temperamentului și a metodelor pe care ei le folosesc în a chema acest popor la nunta mielului.